Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. N-am uitat de acel giveaway în care v-am cerut să ghiciți numele copiilor mei, adică Rosella și Matteo. Și astăzi o să răspund la întrebările pe care mi le-ați făcut și la sfârșit la acest video o să facem extragerea câștigătorilor, care sunt doi. La sfârșitul acestui video o să fac niște bilețele cu numărul persoanele care s-au înscris la acest concurs și o să facem extragere, așa ca cum se face odată cu bilețele. Haideți să trecem la întrebările pe care voi așa drăguți ați fost și mi le-ați făcut. Deci, prima întrebare, făcută de Bianca Beauty. Ai vrea să revii în România, să te muți înapoi? Sinceră să fiu, nu aș vrea să mă mut înapoi în România, pentru că aici sunt mai multe posibilități și pentru copiii mei și pentru mine și sunt un pic mai organizați decât în România. A doua întrebare, de Mirela Mirel. Cum îți petrești timpul liber? Timpul liber mi-l petrec de obicei cu copiii. Ori ne ducem așa la o plimbare sau prin centruri comerciale sau la prânz undeva sau uite aici mi petrec cu voi pe YouTube sau ascult muzică sau nu prea am timp eu așa mult, că sunt o femeie care are multă treabă. A treia întrebare, care mi-a făcut-o Daniela Hangan. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai schimbat ceva la trecutul tău? Da, aș vrea să mă întorc în momentul în care s-a născut Matteo, fiindcă el s-a născut la 6 luni. Poate dacă mă duceam într-un spital mai mare, avea alte șanse. Trăiesc așa un pic cu chestia asta în mine, că poate dacă mă duceam la alt spital, acum poate mergea și el ca toți copii. A patra întrebare, care mi-a făcut-o Corina Gaia. Ciao, Corina. Unde ai fi vrut să trăiești, în România sau în Italia? Dacă ai putea să alegi din nou, ce ai alege? Deci, cum am răspuns și lui Bianca, aleg Italia și vreau să rămân aici. A cincea întrebare, care mi-a făcut-o Andreea Deaconu. Unde îți petrece Revelionul anul ăsta, în sfârșit acasă, adică acasă aici? Pentru că eu în fiecare an plecam pe undeva, ieșeam cu prietenii, în schimb anul ăsta cu copila și mei, cu mămica mea și cu tăticul meu și facem așa salată de biof și ne îmbătăm și cântăm și punem muzică. Acasă, 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 anul ăsta acasă, acasă. Următoarea întrebare, care mi-a făcut-o Pasca Nicoleta. Ți s-a schimbat mult viața de când ești plecată în străinătate, în afară de cei doi copii? Când eram în România aveam alte vise, eram și altfel, aveam modul de a gândi diferit de cum îl am acum, în urmă au trecut și mulți ani și cred că viața mea s-a schimbat total, pentru că eu în România poate că aș fi avut acum altă viață, altă mentalitate și da, sigur că mi-a schimbat viața. Următoarea întrebare, Olivia Castellano. Nu ai vrea să-i faci canal de YouTube când o să fie mai mare lui Matteo? Matteo iubește mult YouTube-ul. Își petrece foarte mult timp din timpul lui liber pe YouTube, îi urmărește pe toți și vrea mereu să facă video cu mine. Dacă ați văzut că noi facem așa câteodată video, avem și canal italienesc ca să putem să facem video și în italiană, că el nu prea le are cu româna. În schimb, fata, deci nu știu, probabil când o să fie un pic mai mare o să îi fac și lui un canal, o să și facă singur, sigur. În schimb, Rosella nu îi place, nici nu vrea să apară niciun video, cred că dacă vreodată o să o păcălesc o să fie o minune, ea nu îi place să apară în video. Următoarea întrebare, Andreea Mihaela, cum a fost mutarea în Italia și cum te-ai acomodat?
Când am venit aici aveam abia 18 ani și pentru mine era așa ca un fel de orășelul copiilor, ceva nou, minunat, eram așa de emoționată și când mergeam pe stradă și când lumea, mi se părea totul diferit și a fost frumos când am văzut pentru prima oară doi bărbați care se îmbrățișeau și am rămas așa cu ochii deschiși pentru că eu nu mai văzusem așa ceva, dar nu că nu mai văzusem, abar n-aveam că se putea face așa ceva. Deci pentru mine acomodarea a fost foarte simplă, m-am acomodat imediat, a fost bine, n-am suferit dorul de casă, a fost bine. Următoarea întrebare care mi-o face Milea Bianca, care este ultimul film la care ai plâns? S-ar putea să plâng și la comedie. Este o plângăcioasă, mă emoționez așa din orice. Eu la telejurnal, de exemplu, nu mă uit niciodată pentru că în momentul în care mă uit încep să plâng pentru că se întâmplă prea multe nenorociri și eu sunt o tipă foarte emotivă așa și nu pot să mă uit la nimic. De exemplu, aseară am văzut un video pe Facebook unde un copil vorbea de ce s-a întâmplat la Paris și m-am emoționat așa de mult că am început să plâng. Deci eu sunt foarte, foarte sensibilă. Următoarea întrebare. Adina Dulce, care sunt planurile pentru sărbătorile de iarnă? Din păcate, eu trebuie să pregătesc doctoratul, deci vacanța mea de iarnă o să fie cu cartea în mână. Adică vacanța mea de iarnă o să fie cu cartea în mână, o chem în carte și numai asta, mai sunt câteva. Deci sărbătorile mele de iarnă o să fie acasă, cu burta pe carte, ca să terminăm doctoratul ăsta și să începem la muncă. Următoarea întrebare, întrebarea 11, Florea Eliza, care este cel mai mare vis al tău? Aolo, cel mai mare vis al meu ar fi să-mi văd băiatul mergând, dar numai așa, dacă o să inventeze ceva extraordinar care să-l ajute să se ridice în picioare. Dar asta e așa, un vis din ăla care nu sper să se realizeze, pentru că oricum n-are rost să trăiești așa din iluzii. Eu, visul meu cel mai mare este acela ca copilașii mei să fie sănătoși, eu să fiu sănătoasă, să putem să ne cumpărăm o casă mai mare, să mă duc la muncă și să fac cât mai multe video pe YouTube. Următoarea întrebare. Întrebarea 12, la Remi. Dacă ai vrea o mașină a timpului, în ce moment ai vrea să te întorci și ce ai vrea să schimbi? Cum v-am spus, aș schimba momentul în care s-a născut copilul meu. A 13-a întrebare, Claudia Claus, care sunt lucrurile pe care le-ai primit de la viață pentru care ești recunoscătoare? În primul rând, de la viața am primit caracterul meu. Eu îmi place cum sunt, îmi place că sunt o persoană care se uită în ochii oamenilor, care nu are păr pe limbă, care spune în față absolut tot ceea ce gândește. Eu nu sunt o persoană care se ascunde, tot ce am de spus eu îl spun în față. Deci eu îi mulțumesc vieții, îi mulțumesc universului că mi-a dat caracterul ăsta, să nu fiu ascunsă după deget, dar să pot să spun în față tot ce am în gând la persoane. Și, bineînțeles, îi mulțumesc pentru copiii mei și mulțumesc mai ales pentru mama mea, pentru că este o femeie puternică și mă ajută foarte mult și cam atât. Următoarea întrebare, care mi-a făcut-o Mihai Adriana. Dacă ar trebui să oferi un singur sfat unui copil despre viață, care ar fi acela? În primul rând, i-aș spune să se ducă la școală, să învețe, pentru că nu trebuie să învețe neapărat ca să se facă milionar, nu. Pentru că cultura
este arma cea mai importantă pe pământul ăsta. Adică poți să fii cel mai amărât om pe pământul ăsta, dar dacă ai cultură, ai câștigat. Deci eu unui copil i-a spus de simplu, du-te și învață carte și în al doilea rând, să fii tu însă-ți întotdeauna, să nu te lași influențat de nimeni și să faci ceea ce tu crezi că e bine pentru tine. Așa, întrebarea 15 de la Alexandra, Alexa Hayat. De ce nu te-ai apucat de YouTube mai devreme? Pentru că eu până anul ăsta mă uitam la YouTube numai așa pentru muzică. Și am văzut fata mea care de dimineață când se scoală și până seara stă toată ziua cu celularul în mână, cu telefonul în mână și s-a uitat la tipele astea, la italiencele astea care făceau videoclipuri pe YouTube. Și eu nu înțelegeam, mă, Doamne, dar ce face aia? Bine, hai că te uiți ca aia că se machiază la aia. Dar ea să uita și la vloguri și asta toată ziua. Fata mea e așa în criza aia de 15 ani. I-am zis și eu pot să fac așa ceva și ea mi-a spus că nu e adevărat, că nu ești stare să faci așa ceva și în august anul ăsta m-am apucat să fac și eu filmulețe, întâi pe canalul italienesc, făceam filmulețe cu muncărică și uite așa că am început să fac și eu filmulețe pe YouTube. În schimb, canalul românesc l-am început cam în septembrie, mi se pare la sfârșitul septembrie, că am zis că să îmi revin cu limba mea română. Și ador, ador să fac filmulețe, ador să fiu pe YouTube. A 16-a întrebare mi-a făcut-o Elena Secret. Cea mai frumoasă amintire? Cea mai frumoasă amintire a mea este la Poiana la Brășov. Adică eram acasă la București și a venit fratele lui tata cu mătușima, cu verii mei și cu verișoarele mele și era sâmbătă și zice tata, haideți la Brașov. Era pe timpul Ceaușescu când lumea putea să se ducă așa unde vrea ei, aveau bani să se ducă și mama zice, haide, cu, băgați-vă hainele groase și haideți la Brașov. Ne-am îmbrăcat, eram fericiți tare noi când se făceau chestiile astea așa dintr-o dată. Și tata și fratele lui n-aveau cizme, aveau pantofi. Și tata era mai gras așa și fratele lui mai subțire, ziceai că stai și bran. Și s-au suit sus, am ajuns la Poiană și noi toți ne-am dus sus pe pârtie, sus la Poiană, la Brașov. Și ei s-au dus și ei până acolo cu telescaunul și când s-au dat jos, pantofii ăștia a început să alunece pe zăpada aia, vă dați seama. Și ei s-au agățat, era un gard așa, s-au agățat de gardul ăsta și nu reușea să mai se miște de acolo. A fost o râs, râdea lumea aia de ei, vă dați seama, ei cu gecile normale, nu erau îmbrăcați de zăpadă și cu pantofii ăștia care făceau așa și drămâna și noi râdeam de ne... Pusesem pe jos și ei nu se mai mișca de acolo, le era frig, dar nu putea să mai plece de acolo. La un moment dat a venit un salvamontist, nu știu cum îi spune, și l-a luat pe unchi meu și l-a suit în spate așa pe schiuri și l-a dus până jos. Și tata, fiindcă era gras, a venit altul la el și i-a zis... Nene, câte kilograme ai? Ai 100? Și el zice, lasă-mă bre, acum pace, mă, nu mă sun eu cu tine. De unde? Că până la urmă a trebuit să-l ia. Deci, vă dați seama, a fost o amintire. Așa, ca cu Stan și Bran, era lumea pe jos de râs. A fost super, super, super. Să trecem. La ultima întrebare, la numărul 17, ne apropiem de giveaway. Andreea Cristea, care este produsul tău de make-up preferat? Mie îmi plac rujurile. Rujurile îmi plac la nebunie, deci produsul meu preferat este rujul. Și am terminat cu întrebările. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați făcut aceste întrebări. Și acum să trecem la extragerea câștigătorilor. Eu am aici astea și o să iau pe fiecare și o să scriu un... De la 1 până la 17. Facem așa 1 și îl închidem.
Și, și uite așa, punem aici toate bilețelele. Și amestecăm. Și eu extrag 2-1. Extrag un bilet. Și câștigătorului acestui premiu, adică ăsta, un far de la Kiko și o Joicon, este numărul 9. Adică numărul 9 este Milea Bianca, care a pus întrebarea: care este ultimul film la care ai plâns? Ai câștigat, iubita! Și acum să trecem la următoarea extragere. Și acum extragem al doilea câștigător. Ia să vedem, să vedem, să vedem, să vedem, să amestecăm bine aici. Și al doilea câștigător este numărul 7, Olivia Castellano, care mi-a pus întrebarea: nu ai vrea să-i faci canal copilului tău? Deci, Olivia, ai câștigat și tu un far de Kiko și o ojă Kiko, mă, nu știu unde am pus-o, porbă o ți-o arăt. Și voi, fetelor, să nu uitați să-mi trimiteți un e-mail cu adresa voastră și asta a fost. Vă mulțumesc că ați participat la acest concurs, vă urez o zi bună și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!